Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii amintește de un moment semnificativ din viața sfinților împărați Constantin și Elena. În ajunul luptei cu Maxențiu, un dușman al creștinilor, împăratul Constantin a avut o viziune. În plină zi, pe cer a apărut o cruce formată din stele cu inscripția "Prin acest semn vei învinge". Împăratul a învins, iar mama lui, după izbândă, a poruncit să fie găsită Sfânta Cruce la Ierusalim, aproape de Golgota. Acolo au fost găsite trei cruci identice, cea pe care a fost răstignit Isus și două ale tâlharilor uciși odată cu el. Pentru a afla care este crucea pe care a fost răstignit Isus, patriarhul Ierusalimului, Macarie, a apropiat fiecare cruce de o fată care tocmai murise. Când Macarie a așezat lângă ea Sfânta Cruce, se spune că tânăra a înviat. Vestea s-a răspândit ca fulgerul, iar biserica a devenit neîncăpătoare pentru credincioșii care soseau să vadă Sfânta Cruce. Ziua de 14 septembrie este considerată și data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei. Potrivit altor tradiții, de înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii se strâng ultimele plante de leac, care sunt duse împreună cu buchet de flori și busuioc la biserică pentru a fi puse în jurul crucii și a fi sfințite. Busuiocul sfințit de Ziua Crucii se pune în vasele de apă ale păsărilor pentru a le feri de boli, în lăutoarea fetelor pentru a nu le cădea părul și la streșinile caselor pentru a le feri de rele, în special de trăznete.